eu nu pot înțelege cum poți face un dosar penal pentru careva conturi care nu le-am declarat cu 0 lei sau cu sume esențiale, sau pentru faptul că eu nu am declarat o mașină din 85, care în familia noastră nu mai figurează din anul 2000, sau mașina fiului, care eu nu am nicio tangență. Toate aceste învinuiri eu consider că sunt din cauza soțului, care activează în funcție de avocat și mereu și expune deschis poziția sa civică referitor la încălcările care se fac în sistem, despre corupția din sistem, și în legătură cu aceasta, deci sunt și eu hărțuită, purtată pe drumuri, stresată, sub diferite pretexturi, în baza unor citații care și acelea sunt nelegitime, nu vin la timp sau nu este citat avocatul meu pentru a participa la aceste audieri. Centrul Național de Integritate nu mi-a dat posibilitatea ca eu să-mi expun punctul meu de vedere în legătură cu așa nimicurile care nu le-am declarat, pot să zic. Sunt niște nimicuri. La ședință a participat numai avocatul, soțul meu, dar nu i-au dat posibilitate să facă cunoștință cu toate actele emisia, actul de constatare, procesul verbal și alte acte care ei le emit. Eu am asistat și am auzit și în cazul altor persoane și ca să concretizez unele momente, am extras chiar de pe site-urile CNI-ului referitor la alte persoane pe care le-am enumerat în cadrul conferinței. Ei, într-adevăr, n-au declarat apartamente, mașini, sume de bani esențiale și în cazul lor li s-a spus că nu intenționat și nu cu rea voință nu au declarat bunurile. Dar în cazul meu, când eu n-am știut că trebuie să declar aceste conturi bancare, credite, de fapt ele sunt niște credite, sau conturi salariale care de mult nu le mai folosesc, fiindcă am trecut la alte conturi salariale, carduri salariale. Deoarece eu am declarat salariul anual pe care eu îl primesc pe parcursul unui an și nici într-un caz nu am fost informată că eu trebuie suplimentar încă cardul salarial sau numărul cardului trebuia să-l prezint acolo. Cazul meu, intenționat, nu am declarat proprietățile și veniturile, dar în cazul altor persoane, ei au fost loiali. Prietenește li s-a spus că nu curea voință și nu intenționat nu au declarat. Și consider că sigur că CNI-ul este o sculă politică, nici nu poate fi altceva decât fiindcă toate dosarele se aplică selectiv și la comandă cuiva. Dacă persoana nu este incomodă, înseamnă că trebuie să-i facă un dosar penal și să fie hărțuită. Ori scrii cerere de eliberare din funcție, ori altceva de felul acesta. În primul rând, nu pot să-mi îndeplinesc atribuțiile funcționale, nu mă pot concentra în serviciu. De fiecare dată, după hărțuiala la care sunt supusă, merg în concediu de boală, fiindcă mă stresez. Pentru mine toate aceste lucruri sunt niște șocuri. În o perioadă de 30 de ani am activat în învățământ și niciodată nu am avut o vertizare cât de mică referitor la activitatea mea. Dar acum, în ultimii 2 ani, să mă trezesc cu două dosare penale și unul contravențional, pentru mine asta este un șoc, o ieșire. Nu sunt membru a niciunui partid și dacă în timpul alegerilor îi expun punctul de vedere sau susțin, iată, candidatura, am susținut candidatura soțului atunci când a candidat la alegerile parlamentare. În urma acuzațiilor aduse, ce riscați? Ce pedeapsă riscați? O amendă de la 200 la 500 unități convenționale sau privare de libertate de la 3 la 5 ani. Sau poate să-mi pierd și fără dreptul de acord. Desigur, odată ce ai dosar penal, nu mai primești
avizul acesta de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a participa la concursul de director. Pedeapsa este multiplă. Până acum n-am avut îndrăzneala, nici n-am dorit ca să particip la conferința de presă, cu toate că soțul, domnul avocat, de mult mi-a zis că să participăm la o conferință de presă, dar tot timpul, știți, este o frică ca superiorii să nu le placă situația dată. Astă toamnă am participat la concursul de director pentru o perioadă de 5 ani în viitor și deci tot timpul era un motiv care mă făcea să tac, să nu spun lucrurilor pe nume. Trebuie să-mi iau familia și să plec și eu psihotare ca și marea majoritate a intelectualilor din Republica Moldova. Iată la ce gând mă duci. Pentru că este imposibil în asemenea situație să lucrezi normal într-o instituție și să-ți poți îndeplini atribuțiile funcționale. Atunci când ești purtată pe drumuri, când se insinuează niște infracțiuni, nici nu știu cum să le numesc, te fac criminal, nefăcând nicio crimă. Mă numesc Elena Țaulean, sunt directorul Instituției Publice Liceu Teoretic Toader Bubuioc din Comuna Bubuieci. 30 de ani în funcție sistem. De cadru didactic și 20 de ani în funcție de director. Realizarea unui caz care, după părerea mea, prezintă interes din punct de vedere a modului în care se efectuează justiția Republica Moldova referitor la faptul cum sunt hărțuite persoane care nu sunt convenabile sistemului. Eu mă simt puțin incomod să vă spun sincer de la bun început, de ce de fiecare dată în conferințele de presă am venit și am prezentat problemele sau acele dificultăți care apar în cadrul activităților procesuale ale clienților mei. Astăzi, deci după 2 ani de zile de hărțuială, deci am decis în cele din urmă să mă prezint și să prezint situația la care am ajuns eu ca avocat, fiu hărțuit și nu numai atât, dar este hărțuită tot de aproximativ 2 ani de zile soția mea, care este, numele ei este Țaulean Elena, este directoarea Liceului Toader Bubuioc din Comuna Bubuieci. Eu activez în această școală, în Comuna Bubuieci, de pe băncile școlii am aproximativ 30 de ani de activitate, dintre ei 20 de ani în calitate de director. În această perioadă consider eu că mi-am îndeplinit conștiincios toate atribuțiile funcționale. Ca în toamna anului 2014, numai după un an de când liceul a trecut la autogestiune, m-am pomenit cu controle în școală de la inspecție financiară la comanda procuratorii generale. În control al doilea, deci au verificat 2 săptămâni, au plecat, n-au depistat nimic, s-au întors înapoi cu alt pretext, sub alte motive. Și atunci am întrebat persoana care efectua controlul, care este cauza de efectuează un asemenea control minuțios a documentației din contabilitate. Mi-a spus că e la comandă politică, adică mi-a dat de înțeles, nu direct, fiindcă nu avea dreptul să o facă, dar cu subînțelesuri. Și că nu poate pleca din școală până când nu depistează măcar ceva încălcări. În fiecare zi era sunată, consider, de către procurorul de la Procuratura Generală, prin care îi se indica ce să controleze, cum să controleze, pentru că trebuia numai decât să găsească ceva încălcări.